Salutare, prieteni! Sunt Cătălin Cornea. Suntem pe canalul nostru dedicat dresajului canin profesional. Are același nume, după cum bine știți. Și astăzi m-am gândit să discutăm despre o situație interesantă din dresajul nostru de companie. Anumite etape de care ne leagă dresajul acesta și cât de important este ca noi să putem să atingem nivelul pe care îl dorim atunci când lucrăm cu câinii noștri. Așa cum spune și genericul, tema noastră de astăzi este desensibilizarea, lucrul cu câinele la desensibilizare. Practic vă voi arăta o mică mostră de lucru la desensibilizare cu ce? Cu doi puiuți de labrador, doi câini diferiți, dar cu același tip de energie specifică labradorului, niște câini super exaltați atunci când sunt băgați în seamă, atunci când încep să se bucure cu adevărat de interacțiunea cu omul. După cum știți, în clipurile anterioare v-am arătat tot felul de exerciții bazate pe clicker, bazate pe sugestii tactile, bazate pe zgarda cu telecomandă. Vă duceți acolo sus pe canal și vedeți în playlisturile pe care le-am creat special pentru voi ca să puteți să vă luați informații de acolo și de ce nu să puneți în practică cu câinii voștri. Dar astăzi voiam să discutăm în mod special despre lucrul cu distrageri. În situația în care avem niște câini atât de emotivi precum cei doi labradori ai noștri, emotivitatea aceasta trebuie cumva tratată, adică nu putem pur și simplu să-i tragem de lesă, să-i convingem să stea cu mine și să nu bage pe nimeni în seamă. Trebuie să facem o combinație de exerciții prin care să arătăm câinilor noștri că este mai important altceva decât interacțiunea cu străinul care din pură plăcere pentru câini nu s-a putut abține și l-a băgat în seamă. Cum facem asta? Este vorba de etape. În primul rând, trebuie să învățați să vă coordonați câinele din zgardă lesă. Trebuie să aveți zgarda potrivită pe câinele vostru. Trebuie să știți un pic de tehnică de a combina sugestiile din zgardă care rețin câinele și lucrul cu recompensă. Să știți să sincronizați cuvintele, acele comenzi, sugestii verbale pe care le veți folosi, să-i atrageți câinului atenția asupra voastră. Toate acestea sunt practic fundamentul pentru acest exercițiu cu distrageri pe care îl veți vedea astăzi. Omul care duce câinele de lesă, stăpânul câinelui, să fie cea mai puternică distragere. Bineînțeles că există tot felul de tertipuri prin care determinăm câinele să facă ceea ce îi cerem și convingem câinele că noi suntem cele mai puternice distrageri din mediul înconjurător. Numai că eu ca dresor știu asta, foarte mulți dresori care lucrează acolo în teren cu câinii știu asta, proprietarii însă nu. Și astfel, rolul nostru ca instructori dresori este să învățăm oamenii cum să folosească tehnica și tertipurile acestea de care vorbim astăzi ca să distragă câinele total și să-l facă pe acesta să-l convingă că ei sunt de fapt cea mai puternică distragere. Asta se învață, puteți și voi să învățați, tocmai de aceea lucrăm aici pe canal la aceste clipuri, ca să vă luați cât de cât niște mostre prin care să puteți să faceți lucrurile. Punem câinele în așteaptă, așa cum facem cu acești labradori. Îi spunem să rămână pe loc, ne folosim de altfel de decururi, o să vorbim despre asta pentru că este foarte important. Tot pe canal acolo, în playlisturile dedicate, o să vedeți că am vorbit despre importanța decorurilor din mediul real pentru a facilita învățarea câinelui. Punem câinele să aștepte, îi dăm perspectiva prin voce că va veni recompensa la un moment dat când markerul verbal va apărea și între timp apare străinul, adică eu, care face niște mișcări cheie, mișcări care pot distrage câinele, în cazul acesta câinele emotiv, care atunci când te vede că te apleci asupra lui, că vorbești cu el, că îl mângâi, că te așezi lângă el, se poate ridica și încearcă o interacțiune. Dar scopul acestui exercițiu este să facem câinele să rămână pe loc în ciuda acestor provocări,
Și pentru asta oamenii trebuie să știe mișcările. Deci, ce facem? Punem câinele în așteptare, în diverse poziții, nu contează care, și după aceea începe provocarea. Începe provocarea, stăpânul în același timp face niște mișcări cheie care centrează atenția total asupra lui. Principiul este simplu. O distragere vizuală va fi anulată de o altă distragere vizuală. Dacă străinul se mișcă într-un fel, se așează pe bancă, se apleacă asupra câinelui sau îl atinge, da? Face niște mișcări, stăpânul câinelui de la capătul lesei face niște mișcări cheie în același timp, tocmai pentru a anula distragerea inițială. Dacă lucrul acesta se întâmplă, markerul vine și recompensa finală va fi, în cazul acestor pui de labrador, mâncare. Așa, asta e o alegere bună și asta o recompensez. Bravo! Așa, și tu pleci cu pas. Foarte bine. Te întorci prin fața lui. Vino spre mine. Blochezi un pic și la tragi spre tine. Hai, da? Mai pleci o dată cu pas. La fel, te duci încolo. Deci când el o să vrea să vină spre mine, tu deviezi în stânga ta. Vino înapoi. Așa, deci tu când el o să vrea să vină spre mine, deviezi încolo. Cățițicăle, mă, câte și dai recompensa, acum. Aia e frumia, da? E, una din scheme va fi așa, te duci în dreapta, nu știu mâncarea preocupată, să pui jos pe tot. Da? Ia, hai. Dreapta, da? Faci mersul la pas, fă mersul la pas, obișnuit. Stai, Ari, pas. Bun. Vino înapoi, ține mâna mai sus din cot, unde e așa, vorbești cu el. Te duci, tragi un pic, te duci, tragi un pic, foarte bine. Și pune jos recompensa pe sol. Aia este și ea de acolo. Da? Deci, faci combinația între tras de lesă și faptul că vei pune recompensa aici și atunci. Pas. Bun. Deci pui recompensa jos. Dacă el știe că vei pune recompensa jos, nu are de ce să mai sară la tine. Da? Ia. Și pleci cu pas. Hai, pas. Pas. Bine așa. Deci tu practic mă anulezi pe mine în momentul în care eu vreau să-l bag în seamă, dându-i o misiune de îndeplinit. Și tu deci tragi. Așa, foarte bine. Bun. Foarte bine. Ia, să vedem. Ție copii, ție copii. Bun. Bun așa. Și te duci. Bun, acum treci pe lângă mine. Treci pe lângă mine. Și vorbesc cu el. Pas. Și s-a dus foarte bine pe poziție. Excelent. Bun, acum vine în fața mea. Timp ce eu vorbesc cu el, tu îl pui în poziția culcat. Ia să vedem. Pitic. Pitic. Pitic, ți picior acolo și atrage atenția pe recompensă. Ari, culcat. Lasă de jos. A găsit ceva bun. Da. Lasă de jos, te rog. Lasă-l. E prea bună. Dar ridică de jos, de jos. Ridică mai sus un pic de zgard. Mai sus de zgard. Mai sus de zgard. Așa. Bun. Și acum face mișcarea. Trage-l, limitează-i accesul. Limitează-i accesul trăgând de lăsă. Dacă nu tragi de lăsă, nu o să-l poți desprinde. Și îl pui înculcat. Exact. Pune la distanță recompensa. Așteaptă. Nu va putea să se ducă Așteaptă. La ea. Așteaptă acolo. Da? Încearcă să te îndrepți. Așteaptă. Și să scoți recompensa acum și să-l inviți din nou cu a doua recompensă înculcat. Că nu știe ce să facă cu reținerea asta când vede recompensa la distanță, da? Înculcat. Dar va învăța. Hai. Uite, se oprește în zgardă. Înculcat, și face din nou. Așteaptă acolo. Încă o dată. Înculcat. Și acum dă-i pentru că stă. Dă-i jos pe sol. Așteaptă. Dar încearcă să-i pui jos pe sol la picioare, da? Dă-i jos pe sol, așa. Așteaptă acolo. Exact. Dă-i. Așteaptă. Acum îi dai. Am învățat. Și acum îl trimiți când se uită la tine, da? Când se va uita la tine, îl trimiți. Acum. Ce arată? Liber. Foarte bine. Bravo.
După cum am discutat și în clipurile anterioare, mâncarea este esențială pentru pui, până când instinctul sexual ia prin planul și începe ușor ușor să nebușe acest instinct. Deci este foarte important în lucrul cu puii noștri, cu juniorii, să ne folosim de asocieri dintre sugestii de lesă care îi distrag, voce și apoi perspectiva mâncării. În acest caz, al acestui exercițiu, tot ce face străinul ca să distragă câinele este anulat de tot ce face stăpânul ca să capteze atenția lui. În consecință, în momentul în care străinul vorbește cu câinele, practic este o distragere sonoră care emoționează câinele, apoi este o distragere tactilă dacă mângâie puiul, apoi o distragere vizuală când se mișcă într-un fel în jurul acestuia și toate aceste situații în care câinele este total conectat de ce face acel străin sunt abordate de stăpân cu inteligență și cu știință în ultimă instanță. De ce? Pentru că numai știința, numai cunoașterea unor tertipuri prin care poți face lucrurile, ajuți câinele să înțeleagă că în lumea aceasta și cu toate distragerile de rigoare, lucrurile stau altfel, nu cum le face sau cum le știe el inițial. Și atunci, stăpânul trebuie să știe să manevreze lesa, veți vedea, trage un pic de lesă și distrage câinului atenția de acolo, după aceea vorbește cu el, deci tot un stimul sonor care anulează vocea străinului și după care mișcare, de exemplu în cazul labradorilor noștri, o aplecare către sol unde rămâne recompensă. Pentru câine, din experiențele lui anterioare, a se lăsa omul la sol și a lăsa ceva înseamnă foarte mult, pentru că asta înseamnă că mișcarea lui sau la capătul mișcării lui este mâncare. Și mâncarea este importantă pentru puiuț și atunci puiuțul își va centra toată atenția pe stăpân. Este foarte important să facem așa, pentru că nu poți convinge un pui să nu facă lucruri doar trăgându-l de lesă. Determin câinele să-ți dea ție atenție în ciuda faptului că el este provocat de alte distrageri exterioare să facă altceva. Și în felul acesta câștigi stabilitate emoțională și totodată stabilitate comportamentală. Starea câinelui se va reflecta în postura corporală și în comportament. Ce comportament urmărim aici? De așteptare, de rămânere pe loc, fără să plece din poziția inițială comandată de stăpân. Haideți să vedem cum se întâmplă lucrurile și vorbim după aceea. Mișcările mele au fost anulate de gesturile tale cheie care i-au adus profit. Da? Hai, du-te cu el cu pas, acum. Acum. Foarte bine, să mă ignori. Action, de recuperat pentru reacția asta, da? Si faci, mă. Foarte bine, excelent. Și încă o dată facem și da, în timpul ăsta eu fac așa și tu îl oprești când pun ca. Hai. Hai. Așa s-a oprit în lesă, pui la distanță. Bine, dă-i o recompensă acum pentru
care s-a pus în celălalt. Așteaptă culcat. Foarte bine. Așteaptă culcat. Perfect. Nu-i dă nimic, da? Așteaptă. Așteaptă culcat. E culcat? Exact. Culcat, așteaptă culcat. Și dă-i acum. Dă-i acum. Bun, se mă uit odată la tine. Da? Se mă uit odată la tine. Așa, spune culcat. Calm, frumos, frumos. Da? Așteaptă acolo. Așteaptă. Da. Și îl trimiți când se uită la tine. Da? Action. Astfel stau lucrurile, dragii mei, cu puii, astfel stau lucrurile cu câinii noștri care sunt în procesul educației și, desigur, acestea sunt mici tertipuri, dar de obicei, pe fiecare comandă există etape și etape și lucrurile evoluează. Vreau să vă luați pe cât posibil informația de aici, să vă luați inspirația din acest clip și să încercați să puneți în practică acasă. Nu uitați că începeți cu distrageri fine, da? Distrageri de o intensitate slabă, de exemplu cum am făcut eu cu labradorul Maro, apoi puțin câte puțin creșteți nivelul de intensitate a distragerii, cu cât câinele vă încurajează prin răspunsul său în fiecare repetiție și complicați lucrurile. Dacă funcționează și vreți să faceți lucrurile la un nivel și mai înalt, nu uitați că în cazul acesta puii noștri au primit bobițe din mâncarea pe care o mănâncă ei de obicei la masă, însă voi puteți să creșteți miza prin faptul că dați cărniță fiartă, cărniță la grătar, ceva ce este extrem de surprinzător și va fi atât de interesant pentru puii voștri sau pentru câinii voștri, că puteți asta face și cu câini mai mari de vârstă și orice, vă garantez, orice distragere va păli când vor fi surprinși de ceea ce aveți voi să le oferiți. Și atunci, prin condiționările de rigoare, băi, stai așa ca să primești mâncarea asta, dacă nu stai așa, nu primești mâncarea asta, câinele știind condiționările, el va alege să stea cum îi cereți voi și nu va mai băga pe nimeni în seamă pentru momentul magic în care spui ia sau spui liber și va primi recompensa. Astfel, străinii vor fi cantitate neglijabilă, cum am fost și eu în această exemplificare, își vor asculta stăpânii și vă vor asculta pe voi. Sper că v-a fost de folos acest clip, nu uitați să vă duceți acolo să dați subscribe. Ne întâlnim în secțiunea comentarii și discutăm, comentăm despre rezultatele voastre, despre ce n-ați înțeles și despre ce vreți să faceți cu câinii voștri, eu vă voi da toate sugestiile. Și totodată, dacă vă ajută și pe prietenii voștri poate ajuta la rândul lor, trimiteți cu un share și astfel oamenii află despre o sursă de informație pe care, să fim serioși, nu o puteți întâlni oriunde. Uitați, dragii mei, orice câine poate fi dresat dacă la capătul lesei se află un om suficient de inteligent, nu suficient de brutal. La revedere!